Sezonul de vânătoare la Cocoșul de Munte se desfășoară în perioada 20 aprilie-10 mai. Anul acesta, cota de recoltă a direcției Silvice Suceava este de 40 de exemplare. Au fost la vânătoare un număr de aproximativ 30 de vânători, 8 cocoși au fost tratați, focuri greșite, s-au încarsat tarifele de rigoare. Până la această dată este bine, semnalele primite din teren, atât din partea vânătorilor, cât și a personalului silvic, sunt din cele mai bune. Mai avem în jur de 5 vânători în județ. Sperăm să mai facem cel puțin 5 exemplare. Cota de recoltă e de 40 de exemplare, dintr-un efectiv evaluat de 890 de exemplare, deci undeva suntem la 5%. Începând de anul viitor, comunitatea europeană ar putea să interzică vânarea cocoșului de munte.